Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și o să umplem această tavă cu ele. Dar vorbim și despre două parfumuri noi de pe parfumat.ro. Două parfumuri despre care eu voiam să știu mai multe și sunt chiar două lansări noi. Ok, sunt destule parfumuri despre care povestim astăzi. Și o să încep cu unul pe care nu l-am mai purtat de mult și l-am purtat acum, săptămâna trecută și da, pur și simplu mă umple de bucurie parfumul acesta. Este un minunat, este un parfum foarte intens, foarte persistent, un parfum adevărat, cum spun eu. Este vorba despre L'Interdit de la Givenchy, apa de parfum. Am aici o cantitate mare și vreau să-l mai port în continuare pentru că este un parfum floral dulce care mie îmi place foarte mult și v-am mai zis eu că poate fi un parfum semnătură. Apropo, poate vreți un video cu parfumuri din colecția mea pe care eu le consider parfumuri care pot fi semnătură sau le consider așa parfumuri care pot fi purtate oricând, oriunde. Parfumuri puternice, parfumuri feminine. Să-mi ziceți dacă vreți să fac un astfel de video, că îmi propun de ceva timp, dar n-am reușit să mă organizez până acum. Un altul pe care îl punem și pe el în aceeași categorie este vorba despre Libre Intens, un parfum cu multă vanilie și multă lavandă, o lavandă așa uscată, un parfum foarte puternic și foarte persistent. Vai, cât de bine miroase, cât de bine miroase. Foarte frumos și acesta și el poate să fie un parfum semnătură, cu siguranță este persistent, este puternic, este nu neapărat un parfum super feminin și romantic, așa, este mai degrabă un parfum puternic, pentru o femeie mai puternică. Foarte elegantă, da. Îmi place și acesta foarte mult și am început săptămâna cu el pentru că am simțit nevoia de un parfum. Tot am purtat citrice, parfumuri ușoare, parfumuri de vară și am simțit nevoia de ceva mai mult, de ceva care să mă îmbrace, să persiste. Pur și simplu, astea sunt parfumurile care mă atrag cel mai mult și pentru că am avut o săptămână în care mi-am dorit ca parfumul meu să reziste foarte mult timp, l-am purtat și pe Humanity de la Mugler, un alt parfum minunat, un alt parfum foarte persistent, el este mai potrivit pentru vară și am zis anul trecut la sfârșitul verii că am cumpărat parfumul târziu și nu m-am bucurat de el și să știți că îmi pare foarte rău, dar nici anul acesta nu m-am bucurat foarte mult de el, însă mai este timp destul și vreau să-l port mai mult. Din nou, este un parfum persistent, minunat și mai ciudățel așa, mai greu de descris, dar frumos, 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 frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Zenobia, pe care îl găsiți pe Dubai Collection. Zenobia este și el un parfum foarte feminin. Mă duce cu gândul la parfumurile de designer. Și iar, este un parfum la un preț super mic și foarte bun. Este unul dintre preferatele mele de pe Dubai Collection. Vai, cât de bine miroase. Este un parfum feminin, floral, dulce, spicy, un pic sărat îl simt eu, nu știu de ce, dar este cumva o combinație de flori, de iasomie, de tuberoză, ambră probabil, vanilie, ceva sărat simt acolo, poate boabe tonka. Cât de bine miroase, cât de bine miroase și cât este de intens. Îmi place mult de tot, un parfum accesibil și foarte, foarte bun.
Un altul pe care l-am purtat săptămâna trecută, pentru că știți că este nou în colecția mea și am vrut să văd și eu cum se comportă el, dar vreau să mai povestim despre el. Este un parfum cu trandafir, un trandafir din acela arabesc, că nu știu dacă este un trandafir turcesc neapărat. Eu așa numesc trandafirul acesta, trandafir turcesc, trandafirul pe care îl găsesc în multe parfumuri arabești și îmi place că este foarte potolit, nu este un... e finuț, asta îmi place la el, că este un trandafir finuț, inițial este foarte intens, dar apoi se potolește și având în bază mosc și tonka devine așa un parfum trandafiros, curat, nu este un parfum dulce, dar miroase foarte bine, chiar îmi place și îmi place pentru că este un parfum finuț, nu este un parfum care să urle, că este destul de feminin, aș putea spune, deși el este un parfum unisex și așa îl văd și eu, dar potolit, un trandafir potolit. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Zadig & Voltaire This Is Love, care este Love, Love, Love. Este un parfum foarte frumos, știți că are acel lemn de santal. Păi, cât de bine miroase și acesta. Este un parfum dulce, proaspăt, așa niște combinații din astea, dulce și proaspăt, spicy, cremos și pudrat, deci este un parfum mai ciudățel, dar foarte frumos, foarte frumos, îmi place mult, mult de tot și chiar persistă foarte bine. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este de fapt o combinație între parfum și loțiune de corp, este vorba despre Hugo Boss The Scent For Her. Un parfum foarte frumos, mie îmi place mult și nu pot să zic că mă plâng așa de persistență, cum am văzut că se plâng alte persoane. Mi se pare ok, finuț, potrivit pentru vară, este un parfum fructat, este dulce, știu că are și cacao în el, dacă nu mă înșel, și piersicuță, desigur, dar mi se pare așa foarte vibrant, fructat și vesel. Destul de bine echilibrat, adică este dulce, dar nu este foarte dulce, este și proaspăt în același timp și îmi place foarte mult combinația asta, o să-l port în continuare. Și haideți să trecem la ultimele două parfumuri care sunt noi în colecția mea și pe care le-am purtat săptămâna trecută și m-am bucurat de ele. În primul rând vorbim despre acest Shaik Woman 460. Un parfum care m-a impresionat, sincer. Este inspirat de parfumul Scandale Parfum, o lansare nouă. Un parfum care îmi place foarte mult, este super cremos, super feminin, dulce și acesta, la prețul pe care îl are, mi se pare super, super ok. Avem aici Iasomie. Vai, cât de bine miroase! O iasomie îmbrăcată sau scăldată în caramel sărat. Este foarte cremos, este un pic sărat, este vanilat, este o iasomie foarte frumoasă, foarte frumoasă. Îmi place mult de tot și voiam să văd ceva. Da. Acesta este mai floral, aici avem o parte gurmandă, deci miroase foarte bine, foarte bine și este un parfum atât de intens. Vă spun sincer că am evitat mereu parfumurile astea de la Shaik, de pe parfumat.ro, pentru că pur și simplu nu m-au atras pe mine, nu știu, denumirea asta poate, dar nu o să mai fac asta pentru că este super bun parfumul acesta, super bun, deci dacă vrei să-ți cumperi parfumuri accesibile, încearcă-l pe acesta, mai ales dacă îți plac parfumurile dulci, este și dulce, vreau să vă arăt atomizorul, fiți atenți aici,
Deci împrăștie super, super bine parfumul și de miros nu mai zic. Deci este superb. Avem o iasomie, avem o vanilie sărată, dulce, caramelicioasă. Foarte frumos parfumul. Nu mai țin prea bine minte Le Parfum, noul parfum de la Jean Paul Gaultier, însă vorbim despre acesta de sine stătător. Este un parfum foarte frumos, este un parfum feminin, caramelicios, dulce, un pic sărat, deci superb parfumul. Chiar îmi place foarte mult și este și foarte intens, foarte intens. O să mai încerc și altele de la Shaik pentru că îmi place, îmi place cum este acesta. Foarte, foarte bun. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi l-am lăsat la sfârșit pentru că vreau să vorbim mai mult despre acesta. Este nou în colecția mea, l-am purtat săptămâna trecută și îl port în continuare pentru că mi se pare un parfum de vară foarte potrivit și foarte frumos. Aș vrea să mai testez după ce l-am cunoscut pe acesta. Să știți că eu nu am fost prea atrasă de această linie Badeal Oud de la Latafa. Însă, după ce l-am testat pe acesta, aș vrea să mai testez Ametist. Poate l-aveți voi în colecție și îmi spuneți și mie cum vi se pare. Îmi place. Sunt niște parfumuri de calitate. După cum vedeți și cutia este foarte... simplă și îmi place chestia asta, că este o cutie simplă, dar de calitate se poate refolosi, de exemplu. Și la fel și sticla. Ok, am început cu prezentarea pentru că așa mi se pare normal. Sticla este din nou de calitate, o sticlă grea, chestia asta este metalică, avem și o tăbliță pe fund, un capac greu, este o sticlă mată și cumva catifelată. Și o să vedeți că și un atomizor foarte bun avem aici. Da. Deschiderea aceasta este super juicy. Este inspirat de parfumul Juicy Apple de la Kayali. Nu-l știu pe acela, nu-l cunosc. Dar aveam așteptări puține pentru că eu mai am de la Bath & Body Works. Am un... Bath & Body Works. Am un mist despre care lumea spune că este din nou făcut după Juicy Apple de la Kayali, dar este foarte fresh acela, destul de liniar, destul de basic așa și m-am gândit că poate așa o să fie și parfumul, dar nu, nu, nu este așa. Este chiar un parfum juicy, este un parfum zemos. Foarte frumos, am văzut că în general oamenii spun că este mai mult dus în zona feminină. Mie mi se pare un parfum fructat care poate fi purtat de către oricine. Este dulce, dar și proaspăt, este suculent și deschiderea asta mi-ar plăcea să dureze mai mult pentru că este superbă, superbă. Avem o deschidere de licii, trandafir și... măr verde, un măr zemos. Miroase foarte bine și din nou am văzut că, de fapt asta mi era teamă, să nu fie o bază din asta gen Baccarat Rouge sau gen Burberry Her. Pot să zic că mă duce un pic în zona aia, dar este un pic mai aromat acesta și baza este mai curată, mai curată. Miroase foarte bine. Deci mă bucur atât de mult de deschiderea acestui parfum. Combinația asta de licii, măr și trandafir este foarte frumoasă. Este un parfum natural. Chiar miroase a fructe. Miroase a fructe, este proaspăt, dar este și dulce. Dar este dulceața fructelor, nu este ceva adăugat acolo care să dea dulceață. Apoi, în mijloc, nu pot să zic că simt neapărat iasomie și prună, dar se schimbă, da, se schimbă. V-am zis că îmi place atât de mult deschiderea și aș vrea să dureze mai mult. Se schimbă parfumul, dar nu pot să zic că simt combinația de iasomie și prună. Rămâne un parfum
Avem o bază de paciuli, mușchi și nu mai știu ce mai avem în bază. Ia să ne uităm pe acesta. Vanilie. Da. Nu este un parfum vanilat, rămâne tot un parfum proaspăt. Poate se simte combinația de fructe și paciuli pentru că izul acesta fructat rămâne până în bază. Cumva o combinație proaspătă de paciuli și fructe. Miroase foarte bine, mi se pare perfect pentru vară și nu numai, pentru că mi se pare destul de bine echilibrat, nu este nici prea dulce, nici prea proaspăt. E foarte frumos, foarte frumos. Nu mi se pare că are ceva arabesc, este super girly, aș putea spune, deși îl văd potrivit și pentru femei și pentru bărbați, pentru că este destul de neutru așa, nu este prea floral sau să se ducă prea mult în zona feminină. Fructe proaspete și suculente, mai ales în deschidere, este super juicy acest parfum în deschidere. Și da, dacă așa este și cel de la Kayali, mi se pare că numele spune tot despre parfum, dar na, noi avem aici Badea Lud Sublim, care este inspirat de acel parfum și din nou mi se pare că și aici sticla este foarte potrivită pentru acest parfum. E frumos, asta pot să spun, îmi place. Îl găsiți pe parfumat.ro, puteți folosiți și codul meu NC10, o să-l pun pe ecran. Oricum găsiți codurile mele în descrierea fiecărui clip. Și cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Spuneți-mi și voi dacă ați testat noul parfum de la Latafa și spuneți-mi, vă rog, despre Ametist, pentru că sunt foarte curioasă de acel parfum. Poate o să am ocazia să-l testez. Nu știu, cel negru mi se pare destul de puternic pentru mine, dar aș vrea să-l testez și pe acela. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi comentariile voastre. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest clip și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când vin cu un video nou. Noi ne vedem în curând, v-am pupat! Pa, pa!